Hei, tu aici ce Denis și astăzi am pentru voi review-ul unei alte huse pentru iPhone 6 Plus. Uh, această husă mi-a fost trimisă de către cei de la Urban Armor Gear și este husa lor pentru iPhone 6 Plus. Acum, ce este foarte fain? Uh, e fain faptul că trăim în România. Eu n-am plătit nimic pentru husa asta. Cei de la Urban Armor Gear mi-au trimis-o gratis pentru review și am, am, fost nevoit să plătesc taxe când am ridicat-o de la vamă. Yeah. Plus când în Timișoara, ca să iei o husă de la vama, trebuie să stai acolo undeva la două ore și ceva, până se gândește cei de acolo să-ți dea produsul. Am lăsat un pachetul original, să vedeți și voi cum vine și poate că știți, vine din America. Acum vreau să schimbăm obiectivul ca să vedeți mai bine exact ce și cum despre această husă. Așa arată, eu am ales-o pe cea albastră, husa asta mai vine în portocaliu, alb, negru și transparent, cred și mai multe informații găsiți pe site-ul lor. Hai să încercăm să rupem asta. Nu putem. Oricum, dacă vă interesează ce scrie pe aici, vă rog să puneți pauză și să citiți. La fel și pe partea aceasta. Ok. Hai să scoatem husa din cutie. Din nou, nu înțeleg de ce trebuie să fie cutia atât de mare. De ce trebuie să pierdem atâta spațiu. Ar putea să fie ca cea de la husa originală Apple. Bun. Oho, nu știu dacă se vede, avem un screen protector, punem peste telefon să se vadă, așa, e un screen protector care atât jos cât și sus este deschis, mie asta nu prea îmi place, dar este gratis în prețul Husei, oricum preț care e foarte mare, dar mă rog, uh. și totodată mai avem și niște accesorii, avem o cârpă cu care să punem screen protectorul și un squeegee care din nou ne ajută la screen protector și instrucțiuni despre cum se pune screen protectorul. Și acum avem husa. Vedeți că e o husă mai specială, nu e, o, nu e ceva ca cea originală de la 6. Plus. E cu totul altfel. Are așa, nu știu, un aspect de armată, de hammer. Și mie îmi place cum arată, chiar îmi place, mai ales culoarea asta albastră. În realitate arată foarte, foarte bine. Are Parcă ar avea niște șuruburi stelate pe spate, logo-ul lor UAG și găurile se două pe care nu le înțeleg și pe care le cam urăsc, dar na. În interior vedeți că husa este din plastic, iar pe margini este din cauciuc, ceea ce înseamnă că va fi foarte bună. Dacă scăpăm telefonul, interiorul este și el din cauciuc, deci foarte bine până acum. Cum se instalează telefonul o să aflăm chiar acum. Mie îmi place să pun tot timpul cu partea de sus prima dată iar apoi îl strângem și a intrat. Wow! Pot să zic că se simte destul de bine. Uh, clar că e un pic mai gros decât cu husa Apple, dar totuși este o husă care îl protejează bine asta de la UAG. Și vedeți că nu e mult mai groasă ca și husa oficial Apple. Totodată pe colțuri, cum se vede, avem aceste bucăți ridicate care ne ajută dacă punem telefonul pe masă să nu stea pe husă, să nu se zgârie husa. În partea dreaptă avem butonul de power care este destul de ușor de apăsat. Și se simte bine. Jos avem mufat pentru încărcare, jack microfonul și difuzorul. În partea stângă avem butoanele de volum, care la fel se apasă și ele destul de ușor și o gaură mare pentru butonul de silent. Iar pe spate, camera nu are nicio problemă, nici blitzul funcționează amândouă la fel de bine ca și când am avea o husă. Și acum să ajungem la o concluzie. Îmi place mie această husă, până acum îmi place. Asta oricum un fel de unboxing și primele impresii. O să vin cu un review după mai mult timp după ce folosesc husa. Dar ce nu-mi place până acum sunt astea două găuri de pe spate. Una arată telefonul și cealaltă arată un pic din logo-ul Apple. Deci s-ar putea să ni se zgârie logo-ul Apple cu tot cu husă pe telefon. Dar oricum cam asta e tot. asta e husa... Urban Armor Gear pentru iPhone 6, 6 Plus. Eu vă las un link în descriere dacă vreți vă luați și voi una pentru voi și din nou vreau să le mulțumesc celor de la Arban Armor Gear pentru că mi-au trimis această husă pentru review. Cum am zis, eu o să mai folosesc un pic husa, vreau să o cunosc mai bine, iar apoi voi veni cu toate părerile mele și cu un review cum trebuie pentru această husă. Până atunci, nu uitați să vă like, share, subscribe, eu sunt Denis și vă mulțumesc. La revedere!